Deci problema este că ei vorbesc la fel, atinge aceeași cunoaștere. Nu există alta. Doar spui același lucru cu alte cuvinte. Apropo de religie, pentru că cineva chiar ne-a scris că să-ți reamintească că îi face o sesiune de explicații sau de decodificări legate de Biblie. Nu, o să fie o carte pe care vreau să o scriu, nivelele 2 și 3 de care nu amintește nimeni pentru că nu le convine, așa, și o să fie o carte despre Vechiul și Noul Testament în care iau așa la pas fiecare Super. afirmație de acolo și arăt lucrurile de sus care nu sunt scoase în evidență, adică nu sunt scoase în predici, că ele sunt acolo scrise, așa, și că să arăt că nu este chiar așa. Adevărurile sunt spuse dintotdeauna, dar nu sunt luate în seamă. Sunt deranjante. Ok, super, mulțumim. Revin iarăși la întrebarea anterioară. Chiar și atunci când cauți explicații pentru a putea înțelege pe celălalt și a fi tu în acceptare față de cel din fața ta, adică acel cu matematica, cu logica, cu... Da. Dacă se poate prin explicații, înțelege ceva? Nu? Sau cum? Deci dacă, deci chiar și atunci când cauți explicații pentru a-l putea să-l înțelegi pe celălalt din fața ta. Am putut din Și fața dacă ta. Da, e chiar pleci în acceptare. recomandabil să cauți, să-i dai circunstanțe atenuante. Deci să cauți explicații prin care să-l înțelegi că nu a făcut o greșeală, să înțelegi că totul vine din tine, că nu ăla a greșit, ci ceva din tine a creat situația de viață. Niciodată celălalt nu-i devine cu nimic, el întotdeauna are dreptate, tu n-ai niciodată dreptate. Și când știi chestia aceasta, nu mai ai împotriva cui să te ridici, atunci totul se stinge, că important e ca agresivitatea interioară să se stingă și atunci că celălalt îți ia doar forma interioară. Deci nu Tot contează e tot. explicația, nu contează explicația, contează starea ta interioară. Dacă îți ia o stare de îngăduință, atunci nu se mai întâmplă niciun conflict. Dacă ai însă nemulțumiri și critici, atunci te va ataca. Omul te atacă cu nemulțumirea din tine. Și cum ziceam și în cartea cu femeile, bărbatul iubește femeia cu iubirea din ea față de el. Deci dacă femeia nu-l iubește, el nu are cum să-i întoarcă nimic. El este doar oglindă, este o biată oglindă. Și trebuie iubit, susținut, el e mult mai slab decât femeia. De fapt, Atunci adevăratul sexul tare este de fapt femeia, nu bărbatul. și nu-i și invers, nu și femeia îl oglindește pe bărbat. Nu, pentru că femeia are energia dublă. Se ia energia, unde e cea mai mare energie? La femeie. Deci bărbatul doar oglindă, el nu poate să se ridice împotriva. Păi vezi și tu, într-o familie, cum este? Tu să taci, tu nu știi nimic. Ia du-te tu și ia cu mâncare, că stai toată ziua și nu faci nimic. Ești un leneș. Cine? Unde e autoritatea? El e bărbat? El zice să rămână. Era o glumă pe net, unul care simula așa că s-a ridicat el împotriva soției, știi? Și filma. Și vine soția pe ușă și zice, auzi tu? Du-te și da să rămână la tăi. Păi după la telefon el zice altceva și când a venit soția, imediat s-a supus. Deci nu ridica. Normal, femeia nu trebuie să fie bărbătoasă, ea trebuie să fie feminină, să fie supusă. Lasă lui el să decidă. Dar dacă nu-i decide și ia mereu posibilitatea, ia puterea de decizie la el, atunci el își pierde din autoritate și devine feminin. Adică caracteristicile lui de putere și de viziune scad și el începe să greșească. Greșește tot datorită femeii. Nu mai vede clar, face greșeli în hotărârile lui și apoi zice, uite că tu ești prost, că nu ești în stare să faci nimic. Eu ți-am spus să faci bun. Și Ai tu zici, pățit? păi a pornit de la ea, că l-a criticat și după aceea l-a dereglat și el nu mai poate să vadă nimic. I-a pus bol pe față. Deci, Oh, femeile ea astea. poate să spună părerea foarte frumos, după care zice așa, formula magică, și acum tu decizi. Și același lucru se întâmplă la copil. La copil nu trebuie să-l forțezi. Îi spui ce este bine, ce e rău, din înțelegerea ta, din experiența de viață, după care îi zici, și acum tu,
cu toată încrederea, cu toată credința și acum tu decizi. Și el va alege. Dacă va alege prost, societatea și viața îl va regla de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, va suferi și până va învăța din experiență proprie cum ar trebui. Și apoi zice, uite că mama mea sau tatăl meu a zis bine. Și atunci așa învață. Dar omul nu învață decât să-l lași singur să-și asume responsabilitatea, că altfel nu devine responsabil pentru ceea ce face și va ajunge mare și nu va avea curajul să ia inițiativă și să ia decizii importante. Înțelegi? Nu va avea încredere în el. Nu trebuie niciodată să faci tu în locul lui, ci trebuie să-i dai mereu răspunderea, el să aleagă. Chiar dacă pierde, nu e nicio problemă, pierde un timp, până la urmă învață. Chiar dacă pierde un an la școală, nu este nicio problemă, el învață. Chiar dacă el crede că dacă lucrează nu știu ce, este mai bine decât să facă o facultate, lasă să facă. Am întâlnit o situație de genul acesta. Venise o doamnă, familie înstărită, soțul doctor, chirurg, bani mulți, ea casnică acasă, mama. Și fata ei nu vrea să facă liceu. Și mare scandal, cum? Nici măcar liceu să nu-l faci, că cum mă prezint eu? Și spun că fata mea nu are nimic. Și ce vrei să se facă? Vrea să se facă educatoare. Îi place copii. Păi lasă domnule să fie educatoare, că în locul acela unde îi place va fi cea mai bună educatoare din lume. Va fi și mulțumită și va face și ce este mai. De ce trebuie să... Și ei erau părinții supărați. Păi nu are niciun rost, că oricum copilul face ce are el în programe. El vine cu niște programe, nu? Și se va aduce cu programele la, indiferent ce vrea părintele, el tot programele le face. Chiar dacă părintele, spre exemplu, am aici în bloc un actor, a vrut ca băiatul lui să ajungă actor, a făcut facultatea de actorie, a făcut scenariul, film, nu știu ce, el a ajuns tot ce trebuia să fie. Deci a ajuns formator de opinii și nu știu ce. Deci a ajuns tot ceea ce a plăcut lui, deci nu a avut niciun rost. Absolut niciun rost, tot ce, un timp pierdut, zeci de ani de zile pierdut din viață ca să ajungă să facă tot ce trebuia să facă el. Păi putem să-l lași de la început să facă asta. Deci intervenția părinților nu e în ordine. Deci diferența din familie așa se rezolvă. Femeia îi spune părerea, se pot duce la o cofetărie în fiecare săptămână și fiecare îi spun problemele pe care le au și cad de acord acolo. Știi, unul lasă și celălalt și până la urmă găsesc o soluție, că mai ales când sunt copii mici sunt probleme de genul acesta. Cine stă cu ei? Deci nu așa se rezolvă. Și acum mutăm cofetăria acasă, da? Că cofetăria e închisă. Se poate și acasă, da, se poate și acasă. Ok.